În fiecare an, pe 9 iulie, Mănăstirea Neamț devine un pol al credinței și al bucuriei duhovnicești, primind cu brațele deschise pelerini din toate colțurile țării. Această zi marchează cinstirea icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea, o icoană renumită ca făcătoare de minuni și considerată una dintre cele mai vechi și mai prețioase odoare ale Preasfintei Fecioare din țara noastră. De aproape 6 secole, icoana tronează în inima Mănăstirii Neamț, devenind o parte integrantă a identității și spiritualității acestui loc. Cunoscută și sub numele de Lidianca, icoana ar fi o copie din anul 665 a unei reprezentări a Maicii Domnului cu pruncul aflată inițial pe un stâlp al bisericii din orașul Lida, din Țara Sfântă. Frumoasa icoană impresionează prin măiestria execuției, dar și prin unicitatea de a fi pictată pe ambele fețe. Pe spatele ei, pelerinii pot descoperi o imagine a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, sporind valoarea artistică și spirituală a acestui odor. Ne aflăm în fața icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, Lidianca sau Îndrumătoarea, icoană făcătoare de minuni care a fost dăruită de împăratul Bizanțului Ioan Paleologul al VIII-lea lui Alexandru cel Bun în anul 1429. Icoana este mult mai veche, datând din secolul VII, de la anul 665, fiind pictată în Lida, în patria Sfântului Gheorghe, și pentru acest motiv icoana este pictată pe două fețe, pe prima față Maica Domnului și pe versul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, stând pe tron cu sulița în mână și având balaurul la picioare. Această icoană, desigur că este făcătoare de minuni prin faptul că, venind atât de mulți credincioși cerând ajutorul Maicii Domnului, el se umple de mai mult har. Orice icoană este făcătoare de minuni, dar în mod deosebit unele icoane primesc mai multă harismă, putem spune, fiindcă de-a lungul atâtor secole și înainte de a fi la noi aici în Moldova, a stat mai întâi la Roma, apoi la Constantinopol, și credincioșii vin aici la Mănăstirea Neamț, la icoana Maicii Domnului, și faptul că este o icoană veche. Cuvine să-i cu adevărat să te feri. Pictor anonim după chipul Maicii Domnului nefăcut de mână omenească din Lida. Era pe un stâlp acolo icoana Maicii Domnului și pictorul s-a inspirat din chipul Maicii Domnului de acolo și a făcut icoana. Nu știm numele, fiindcă așa cunoaștem în istorie că foarte mulți pictori au rămas anonimi, și așa a fost cu această sfântă icoană. A venit aici, a fost dăruită Mănăstirii Neamț, și pentru evlavia pe care o au credincioșii la icoana Maicii Domnului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 24 mai în anul 2018, au hotărât ca să aibă o dată de ținere în calendar și s-a hotărât ca să aibă ziua de 9 iulie. Și iată, este al 7-lea an când facem acum hramul icoanei, icoana Maicii Domnului la Mănăstirea Neamț, dată de 9 iulie. Și vreau să spun că vin foarte mulți credincioși și ierarhi și preoți, pentru că au evlavie la Maica Domnului de la Mănăstirea Neamț.